Cele mai bune ceaiuri pentru scăderea colesterolului, nivelul de colesterol, este măsurat printr-un test de sânge, în cazul adulților. Colesterolul crescut atinge un nivel egal sau mai mare de 240 mg de L. Colesterolul la limita, borderline crescut, se situează între valorile 200 și 239 mg de L. Un nivel bun al colesterolului este mai mic de 200 de mg, mg de L. Există multe alimente care te pot ajuta să ții sub control nivelul colesterolului. Dar ce ar fi dacă ai putea să reduci colesterolul rău LDL cu o cană de ceai cald? Grație unei palete largi de compuși benefici care se găsesc în natură, poți să bei numeroase ceaiuri din plante care au beneficii asupra sănătății tale. De multe ori, nivelurile foarte mari ale colesterolului sunt tratate cu medicamente în combinație cu o serie de schimbări în stilul de viață și în alimentație. Cu toate acestea, dacă iei în considerare ideea de a reduce colesterolul LDL cu ajutorul unor ceaiuri înainte ca acest nivel să crească dincolo de limitele considerate normale, poate fi o mișcare inteligentă care contribuie la o sănătate mai bună a inimii tale și la un risc redus de boli coronarigiene. Un ceai pentru colesterol este o infuzie care folosește plante și diverse ierburi care se găsesc în natură și care au proprietăți chimice despre care se crede sau despre care s-a demonstrat că reduc în mod natural nivelul colesterolului rău din sânge. Înainte de a încerca oricare dintre aceste ceaiuri, nu uita să ceri sfatul unui medic specialist despre remediile din plante care scap colesterolul. 1. Ceaiul verde este folosit pentru scăderea în greutate, retenția de apă și multe alte afecțiuni. Aceiași antioxidanți puternici care au fost folosiți în multe scopuri medicinale pot fi responsabili și pentru scăderea riscului de boli de inimă, prin faptul că reduc nivelul colesterolului LDL. 2. Ceaiul de anghinare, ceaiul făcut din anumite părți ale plantei, poate să aibă funcții similare cu medicamentele din clasa statinelor, în sensul că anghinarea împiedică activitatea enzimei responsabile de coagularea colesterolului inficat. Beneficiile ceaiului de anghinare pot include și o creștere în ceea ce privește producția de bilă, având proprietăți de detoxificare. Studiile raportează și că anghinarea are acțiune diuretică și acțiune antisclerotică, descăderea colesterolului și descăderea lipitelor. Infuziile din frunze de anghinare sunt chiar mai eficiente decât pulberile incluse în capsule, suplimente alimentare, pentru că intră în contact cu papilele gustative. Așadar, ceaiul de anghinare este indicat și ca diuretic și în hipercolesterolemii. Cum prepar ceaiul de anghinare? Faci o infuzie dintr-o linguriță de frunze de anghinare, lăsate într-o cană cu apă fierbinte și bei două căni de ceai pe zi. După două săptămâni, la recomandarea medicului, cantitatea de frunze de anghinare poate fi mărită la două lingurițe. 3. Ceaiul de popădie păpădia are numeroase proprietăți benefice, fiind recomandată și în cazul persoanelor care au o dietă dezechilibrată, bogată în grăsimi, cât și în cazurile de hipercolesterolemie. Preparatele din popădie sunt utile și în afecțiunile hepatobiliare, așa că cere sfatul medicului dacă vrei să le încerci. Cum prepar ceaiul de popădie? Există numeroase produse fitoterapeutice pe bază de popădie, însă poți încerca și o infuzie. Din păpădia întreagă, frunze și rădăcini, poți să prepari infuzia din două lingurițe de plantă, la o cană cu apă fierbinte bei două căni de ceai de popădie pe zi sau după cum îți recomandă medicul fitoterapeut. 4. Ceaiul de schindut schindutul poate să împiedice corpul să absorbă foarte mult colesterol. Și deși nu este foarte des asociat cu faptul că poate fi preparat sub formă de infuzie, din schindut se poate obține o băutură unică și aromată. În plus, schindutful are proprietăți ce atestă reglarea colesterolului din sânge, fiind recomandat în caz de colesterolemie. Numeroase cercetări clinice s-au axat în special pe acțiunea hipocolesterolemii alta SSCH și NDUFUL ului și s-a constatat, în aceste studii clinice, o reducere semnificativă a colesterolului și a trigliceridelor. Cum prepar ceaiul de schindut? Oprești două linguri de semințe măcinate de schindut în 250 ml de apă clocotită. Lași să se infuzeze 3 ore, fierbi compoziția nu foarte mult și bei compoziția călduță. 5. Ceaiul de scorus de munte, deoarece conține taninuri, fructele de scorus de munte au multe proprietăți benefice, unele astringente, fiind indicate în colesterolemie. Fructele de scorus de munte sunt recomandate pentru că reduc nivelul colesterolului în sânge, diminuează oboseala și întârzie procesul de îmbătrânire. Cere sfatul medicului fitoterapeut, iar dacă acesta ți recomandă, poți încerca ceaiul din fructe uscate. Cum prepar ceaiul de scorus de munte? Nu uita că fructele de scorus de munte pot fi mâncate și ca atare. De asemenea, din fructe uscate de scorus de munte poți să prepari o infuzie, ceai, folosind o lingură de fructe la o cană cu apă clăcotită. Bei două, trei când de ceai pe zi, la recomandarea medicului. Dacă aveți probleme cu colesterolul mare, vă recomand să cereți sfatul medicului specialist, apoi puteți consuma unul din aceste ceaiuri. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.